Tot a fost super ok până mai erau vreo jumătate de oră din examen, 40 de minute, cam așa. Și una dintre supraveghetoare a venit la mine în spate acolo, eram în ultima bancă, și a spus că am îngroșat un cuvânt, primele două litere. Și după a chemat-o și pe cealaltă supraveghetoare și a spus, bine, hai, anulăm lucrarea. S-a uitat prin lucrare puțin și după a dat pe prima pagină unde e baremul de note acolo și a scris anulat. N-a chemat nici președintele de comisie, n-a chemat pe nimeni. Am încercat să rescriu cât am putut, mi-a spus că mai am vreo 30 de minute, hai că ai timp, hai că ai timp. Mi-a zis din nou, hai că mai ai 20 de minute, hai că ai timp. A venit cealaltă care mi-a scris anulat pe lucrare, a zis că nu mai am timp să scriu mai repede și să mă grăbesc. Și după mi-a zis, și la 5 minute a venit cealaltă și zice, hai că ai timp. Și mai aveam vreo două pagini de scris, nu mai aveam ce să fac. Mai aveam încă puțin, să zicem, o pagină jumătate din subiectul 3, adică îmi lua în jur de 20 de minute să scriu tot, să termin. Mi-a Nu spus prea că a avut timp. n-am avut timp să reacționez pentru că a venit, a zis să anulăm lucrarea, a scris anulat. Și aveam de Unde? ales, ori eu scriu ca să trec bacul, să nu pierd. Puteam să risc și să mă încerc cu ele sau așa și să Da? de tot, sau puteam să scriu și să... Și n-am vorbit, m-am întors, nimic. Avem filmări, avem tot. O să se vadă clar că a venit la mine la bancă, a chemat-o pe cealaltă și a fost, nu știu, un minut și ceva maxim. Predat-o, eram, desigur, foarte nervos, nu aveam ce să le zic. La un moment dat, de fapt, mi-a zis ce pus să comentez, practic. Adică nu răutate sau ceva, pur și simplu era absurd să cred că dacă ți ia și ți anulează lucrarea în ultimele 5 minute de examen, să rescrii toată lucrarea în 5 minute. N-ai timp, e imposibil. Și mi se părea absurd, pur și simplu. Le-am zis asta, la un moment dat, cea care mi-a scris la prelucrare mi-a zis stai din gură. Am rămas mut, am început să scriu, iar trebuia să scriu ceva în lucrarea cealaltă. Am scris urât, am scris mai puțin decât am scris în prima lucrare, pentru că trebuia să tai anumite pasaje ca să... Am scurtat în mare parte la subiectul 2, la subiectul 1 nu aveam ce să scurt. Sper să fie destul de ok și la subiectul 2. La subiectul 3 nu am avut timp să scriu decât nici jumătate din introducere. Am făcut introducerea de o pagină, aproape mi-a plăcut. Am plecat, am căutat o colegă, aveam cheile la ea în poșetă, ea plecase înainte. M-am dus la Wild West acolo după examen, s-au strâns toți colegii. Am luat cheile, m-am dus, aveam telefonul în mașină. M-am dus să-mi iau telefonul. Și s-a făcut Am efectiv sunat-o, da, rău. eram la pământ, am sunat-o pe maică-mea, i-am explicat tot ce s-a întâmplat, am sunat-o pe dirigintă, mi-a zis să o sun după asta. Atunci a fost pentru prima oară când am aflat că, de fapt, n-avea voie să-mi iau președintele de comisie. Am plecat acasă, după ce... Acasă la sora mea, În sud? în sud, că noi am venit pe urmă, sora mea foarte agitată și ea, că nu... Cu verișorul lui l-a mai luat... Da, mi-a fost destul de rău, nu puteam să conduc, am Da, venit după ce aici. și-a mai revenit, am ajuns noi în oraș, deci i-a fost anulată lucrarea copilului, elevului. Doamne, nu există așa ceva, că la noi nu a venit nicio lucrare anulată. Că nu avea cum să anuleze o lucrare fără să știe președintele. De la școala Spiru Haret am fost la inspectoratul școlar. La fel, foarte uimit că nu s-au raportat evenimente. Din partea dumnealor nu există probabil un eveniment major. Nu-i dat Da. afară, nu-i prins copiat, nu-i prins... Dar pentru un copil care a muncit 4 ani, a muncit mult un an. Pentru o lucrare bună, este o problemă. Deci am început să scriu repede. La vreo 5 minute mi-a pus eticheta, mi-a sigilat aia și a pus ștampila. Se întâmplă să anuleze lucrarea cuiva. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, legal, au voie să ceară acordul președintelui pentru prelungirea termenului de scriere 30-45 de minute. Mi-a spus clar și explicat că mai ai 40 de minute, adică n-a fost ceva, pur și simplu mi-a zis, mai ai 40 de minute, mai ai 30 de minute, mai ai 20 de minute, grăbește-te, scrie, adică puteam să întreb, dar atât. Dar a zis că mai bine să vedem cum face pe plan local, fără mediatizare, fără să vedem. În momentul în care am ajuns acasă și într-adevăr am stat de vorbă și mi-a povestit mai detaliat copilul și mi-a spus că deci ceea ce ne-a dorit cel mai mult a fost fraza pe care a spus-o el. Tată, aveam tavanul în cap. Deci nu aveam aer, nu puteam să gândesc, nu puteam să mă mișc, nu aveam aer. Tavanul meu era în cap. Și gândul că eu nu ajung acolo unde vreau. Deci vroia, la relații internaționale. O
6-5, să zicem. Dacă făceam și subiectul 2, cum l-am scris pentru prima oară, adică complet, da, puteam să iau 7, să zicem, că mai scris jumătate de pagină, pagină la subiectul 3, cel puțin 8-50. Ifrim Gela, am înțeles? Dacă nu e scuze. Și... Dascălu Cristina. Dascălu Cristina. Deci dacă le confundăm și n-au fost într-adevăr ele, scuze pentru numele acestea două. Dar dumnealor o să plătească. Pentru că este un examen care băiatul meu o să plece cu diploma de bac oriunde deschide ușa. Vreau să se uite, să aibă curiozitatea să vadă lucrarea și dumnealor și prima și a doua nota și cum a scris în prima lucrare și cum a scris cea de-a doua lucrare. Deci vreau să aibă curiozitatea să vadă lucrarea.